afirma într-un material difuzat ieri că atitudinea Isabelei nu este una corespunzătoare. În fața lui Sorin, Simona și-a arătat în continuare nemulțumirea la adresa Isabelei. Mă deranjează foarte mult nesimțirea și lipsa celor 7 ani de acasă mă scot din sărit. Pur și simplu. De ieri m-am iritat, de când a îndrăznit să-i spună doamne Ioana că ce educație a dat lui Fisu, tu copilă de 20 de ani, care n-ai niciun sfert din experiența unei mami, tu te trezești să vorbești că ce educație i-ai dat la, să-ți vezi de educație. Dar de unde? Dar tu cum îți permiți? Și după aia faci tam-tam că, ok, ai văzut aia acolo. În primul rând, nu erau cazurile trecute când vezi, doamne, ai găsit pe toți, erau spălați, lăsați la uscat, i-a lăsat femeia acolo, cine i-a lăsat. Și după aia începi și te duci pe uscătoare să vezi, să cauți mărimile la, să vezi a cui, să faci inspecție. Și da, într-adevăr, a venit Ramona și a zis că iar s-a dat material la 3 dimineața, nu știu cât era ceasul. Și a zis ok, și ce vrea să ajungă? Să ajungă în punctul în care să dea materialele cu persoana în cauză, să o faci de panoramă, nu? Că tu ești mai cine ești. Păi nu o să se dea, îți dai seama așa ceva, nu o să arate, nu? Este a treia zi când o ții langa. Și da, mă exprim și o să mă exprim în continuare. Bă, asta sunt, așa mă cheamă. Cui convine bine, cui nu, pa, la revedere. Nu e ca și cum depind de a rămâne aici sau a pleca. Și chestia cu neasumarea, da, nu sunt omul care să vină să țipții în cap să te cert eu pe tine, dar dacă am ocazia să-mi spun punctul de vedere, eu să-l spun. Nu vine să te trag pe tine de mânecă că ce ai făcut sau da, ai văzut pe fața mea și în cazul meu, în ceea ce te privește pe tine, ai văzut schimbarea. Eu nu mai n-am mai căutat discuții. Am stat în banca mea și aproape că nu te-am mai băgat în seamă, strictul necesar, atât. Dăm bricheta, ia bricheta, ia țigara, dă țigara. Că n-am mai mult ce să discut cu tine, că m-am prins. În astea 3 zile ai demonstrat suficient vârsta. Să mă ierți. Ești un copil alintat, care ai venit într-o casă cu atâția oameni, că știai, stăteai acasă, stai acasă în confortul tău dacă nu poți să tolerezi și nu ești în stare să duci o situație elegant și educat. Ținându-ți gura și fiind o femeie. Stai să fluturi kilos pe la televizor, că atâta te duci cap. Isabela însă își dorea mai multă asumare din partea colegilor ei. Fiți frate asumate, fetelor, că sunteți femei. Fiți asumate pe viitor. Degeaba am eu 25 de ani, dar și voi degeaba aveți. Isabel, eu mi-asum. Vă rog frumos să nu vă mai stresați, că nu aveți de ce să vă stresați. Să se streseze cine nu are bun simț. Nu, cred că tu n-ai bun simț și ar fi cazul să vii dacă ai ceva să-mi spui în față. Cu mine am vorbit. Dar nu vreau să vă materialul. Vreau nu să am vorbit. Dar a vorbit ea. Și s-a spus ceva urât despre mine? Doar zi-mi da sau nu. Nici nu mi-aduc aminte că eram foarte adormită, dar nu. Cred. Nu. Vreau să vă materialul. Cu mine a vorbit. Dar eu nu am spus. Dar nu înțeleg dacă le deranjează ceva. Pentru că eram ceva în aceeași oală, așa că și am spus pe și doamne Ioanea. Pe mine mă deranjează ceva la tine. Vin și-ți spun în era față. Târziu, cred dormeai. Că normal așa e. Era foarte târziu, dormeai, era 2:30, 3 ceasul. Și despre ce a fost vorba? Despre subiectul ăsta. Că am deschis subiectul. Nu. Eu am întrebat-o. Ascult, am întrebat-o și pe ea, pentru că mă gândeam că poate să fie despre ea. Și am întrebat-o și pe ea și i-am zis că a fost o discuție și așa, știi? Și a început atunci să spună niște lucruri și am văzut că se duce prea departe și serios, în sătul de toate discuțiile, îmi bag piciorul în ele. Măcar zi-mi da sau nu, că eu... Nu neapărat. N-am de ce să mă supăr pe tine că nu ai vorbit tu, nu ai deschis. Depinde cum le iei tu. Eu am deschis subiectul pentru că voiam să știu dacă e din partea ei sau chestia aia, știi? Așa cum i-am spus și doamne Ioana mai devreme, că eu mi-asum ce am făcut aseară și care-i problema. Mi-asum, frate. Aia e. Atât s-a putut. Sau atât am vrut. Dar și mamele și arătau nemulțumirea față de fete. Deci nu mai pot. O să fiu mai atentă și atât. Nu mai vreau nimic. Își bat joc. O să fiu atentă cu copiii mei și atât. Corect. Deci nu se poate. Că eu le-am spălat lejăria și împuțită. Fetele, dar de ce voi vreți în ultimul? Fiindcă acolo am făcut de prima dată. Nu, Tamara, nu e nicio problemă. Nu, Tamara, dacă tu decizi eu cum vreau să știu, tu, eu nu. Unde găsesc cabină goală, sunt atentă de azi încolo și atât. Nu, eu vreau o cabină pentru noastră specială. Pentru că noi suntem 2 luni.
tu vrei să le faci exact ce le-am făcut și noi pe plac la fete. Acum tu, deci... Da. În ultima. Tu te vorbește și cu ele, în final nu mă dă, o să fiu ultima. Atentă, Tamara. Noi vrem să ne menținem curată aia care e asta noastră și nu mai ajungem la discuții, fiindcă normal. Deja sunt... Mi-a ajuns. Adică două luni făcurăm. Facem așa. Noi facem în ultima. Care fată vrea să-și facă acolo baie, dar nu-i acceptă nicio problemă. Ce e, da, ce este. Exact. În caz că a văzut ceva, și-a făcut duș și a plecat. Simona, să știi, când mai vezi chiloți roșii, sunt alu soacră ta. Prin baie. Dar cine se gândea? Nu, v-am zis că ați văzut că chiar nu... Nu, adică chiar pluteam și aseară. Nu vreau, că chiar nu mai vreau de trecut să mai mi-aduc aminte că am 10 și bărbatul meu, babo, ce a fost a trecut. E dureros totuși. Dar pentru mine ca mamă a fost foarte, foarte dureros, da? Mulțumesc lui Dumnezeu să mă facă fericită de acum încolo copiii mei. Că în rest nu mai mă interesează, am văzut și eu Andrada, cât am susținut-o noi și așa ai văzut și cum dă-te și ea în noi. Asta e, las, că Dumnezeu le face așa cum știe El. Să fiu sănătoasă cu copiii mei, să mă bucur de copilul meu și de fericirea lui. Încălcați în cuseț, îmi faceți-mi... Și eu am găsit acolo multe, dar am ținut-o... Că am zis să nu facem doamne materiale din astea, na... Doamna Ana și intră un pic și în rolul de soacră. Deci mai am o rugăminte la tine, când e ceva cu pahar de al tău, la duci aici, așa, te uite ce e acolo iară. Eu le car după mine. Nu mai car deloc, car pe al tău, atât. Păi le cap al meu, eu îl car după mine. Așa, că am văzut, da, tot timpul, da, că acuș o iau și eu ca Ioana. Domnișoara, să o vedem cât de curată este domnișoara. Găsește ca să facă materiale cu doamne, vii la mireasă să te mări și faci materiale să vezi mărimile, vorba lui Ioana, la... Nu știu, eu multe calități așa n-am, dar am bun simț și creștere de acasă. Mulțumim, mulțumim cu scra că ați crescut o fată cu ai 7 ani de acasă. Îți trimite scrisoare, ia să vezi. De să sperăm că ne trimite. Am și eu, sunt slobodă de gură, mă bag unde nu-mi fierbe oala, dar... Ei, mai încercăm să ne... Am așa rușine, cel puțin. De-ai spun Simona să-și vadă de Sorin acum. Nu mai merită fetele ăștia să le ajuți deloc, că-s prea răutăcioase. Wow, s-au sfărat mamele. E prima dată când vă aud așa de vehemente. Nu din suflet am spus asta. Sincer vă spun, doamna Simona, dar m-am măcinat... Nu știu cum să mă exprim. Pentru că eu am fost sinceră dimineața, am recunoscut că am greșit, că am uitat. Da, și probabil se simte vinovată cu perechea respectivă, poate că se gândește că lumea crede că... Da, și-a fost ei, acolo ce s-a arătat. Aia o macină, nu? Eu, la 50 de ani, zic că e cel mai corect sinceritatea și se recunoaște. Vrea una dintre fete să spună ceva? Da. Da, Isabel, ia. În primul rând, Simona, am cei 7 ani de acasă. Am fost o persoană foarte alintată de părinți și încă sunt și la vârsta de 25 de ani. Să-ți reamintesc că fac 25 de ani în martie. Și la tine se vede. Nu cred. Și, doamnă Ioana, nu mai trebuie să dați în mine. Spuneți-mi în față că aveți o vârstă și fiți asumată. Nu am dat în tine. Am venit așa în bucătărie astăzi și am zis a cui este farfuria cu omleta, că buzele muștele. Să mănânc. Cât a stat acolo? 15 minute? Ai văzut bolul cu struguri, l-ai sat de-aseară pe dulap când vorbea? Am aruncat struguri, ca idee, da, am aruncat strugurii, nici eu nu mai pot să dau dumneavoastră în mine. După cât și timp, eu una m-am săturat. După cât timp? Am adunat în seara, alaltă seară, nu știu câte pahare de la locul invizibil, câte locuri. Doar câte eu pahare? Merg la locul invizibil și dar avem și pauze, și ușile nu deschise. Nu, era noaptea. Dar nu trebuie să le adunați 12 dumneavoastră, jumate. Nu trebuie să le adunați, că le adunăm noi. Trebuie lăsate în curte? Da. Sincer, m-am săturat de dumneavoastră. Păi
și eu m-am săturat de tine. Și eu de dumneavoastră. Fiindcă tu ai venit de la altă emisiune, Iza, cu concepțiile tale să te dai vedetă și tale. Toate și toate. Da. Concepțiile tale. Concepțiile tale. Eu nu sunt educată ca tine. Eu chiar ai sunt. Venit de la... Și da. Te mulțumesc părinților mei pentru educația pe care mi-au dat-o. Mulțumesc și eu părinților Izei pentru educația dată. Doamne, și aș vrea ai dată, venit... nu știu, să intre tata așa, să vorbească. Aș ai venit de la altă emisiune. Ai venit de la altă emisiune să-ți faci jocul aici. Da. Da, jocul, normal. Da. Fiecare are câte o strategie. Este o competiție, adevărul este că are o strategie. Este o competiție și se vede. Andrada. Da, mi-am auzit și eu numele pe material. Eu chiar nu am dat în nimeni. Doamna Ana, v-am respectat de la bun început și cred că pe toate mamele le-am respectat de la bun început. Îmi pare rău dacă v-am supărat da, cu ceva. Atunci cu, da, cu dusul pe la mărit. Atât nu, m-a deranjat. Am fost toate fetele, dar nu numai eu. Tu am fost și toate. Și problema este că și dusul la mărit ne-a deranjat foarte mult. Aia m-a deranjat de la tine, Andrada. Și Diana, care este fata miresei, putea să le zic că... Nu e fata miresei. Se e chiar mireasa. Scuzați-mă. Mireasa săptămânii putea să zică fetelor, nu putem să ajungem până acolo. Noi am cum le zice, cum le zice Diana, stop, hai să facem lista, hai să facem aia și s-a impus. Putea să le zică stop, nu putem să ajungem chiar acolo să ne uităm la mărimele mamelor. Doamna Ana, când a fost vorba despre mame, i-am zis nu cred așa ceva. Cine a început discuția cu mamele a fost altă persoană. Eu am zis, am zis să încheiem subiectul ăsta, nu s-a încheiat. Ce pot să fac să le oblig? Și Diana nu are puterea asupra tuturor și la liste nu participă toată lumea, chiar dacă ea spune că nu am zis de liste, am zis că da, te impui și la liste, te impui la totul și acolo erai în, noi am văzut pe material că era în baie, când s-au dus fetele erați toate în baie, putea da, să ziceți stop fetelor până aici, nu aveți de ce să controlați lingeria intimă a mamelor. Eu am zis, nu cred așa ceva, am fost toate. Ai zis, ca să fim toate, dar nu pot să le zic eu ce să fac nu așa, știu, doamna noi Ioana. Suntem foarte... Nu. Bun, acum s-a deschis o cutie a Pandorei și e clar că sunt multe lucruri ținute așa sub preș în casa fetelor. Cred că singura modalitate prin care puteți să detenționați situația asta, pentru că evident nu puteți să trăiți în conflictul ăsta mocnit, este ca fiecare să își facă treburile după el așa cum consideră, în așa fel încât să-i respecte și pe ceilalți. Asta apropo și de haine uitate pe standard și pe de căni uitate pe afară și de mâncare pusă. Adică e greu traiul la comun. Am spus-o și o să spun de fiecare dată și multor generații care or să mai vină la mireasa. Dar cumva plecați de la premisa ce nu mi-ar plăcea mie să mi se întâmple. Adică mi-ar plăcea să mă duc să mă relaxez pe o bancă undeva în curte și să văd un morman de căni murdare? Nu, nu mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să mă duc să-mi întind rufele la uscat și să n-am unde? Nu mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea să... Nu, tot soiul de situații de astea. Să mă așez să mănânc și să văd o farfurie cu mâncare lăsată acolo de nu știu când? Nu, nu mi-ar plăcea. Mai ales că toate lucrurile astea vă pregătesc pe voi pentru viață, că o să vă mai confruntați și în familia voastră cu situații de astea. Copiii își lasă hainele aruncate, o să trebuiască să le strângeți și mai mult decât să le spuneți în permanență. Ca o zi, două, 99, e, întotdeauna se întâmplă lucrurile astea. Te rog, Ionuț, ce dorești să intervii la... Dar gândiți-vă că până asta am trecut și noi, exact ce ați spus dumneavoastră acum. Da, tocmai asta cu Gabriel, zici. Da, da. Așa, cine le-a lăsat? Nu știu acum. Stai puțin, stai puțin, era o situație generală, stai. O situație generală, da. Am zis în general. Bă, ok. Te rog, Dana. Vreau să mai zic că trebuie să fie situația unde s-a ajuns cu mamele. Nimeni n-a spus nimic, din contră s-a râs foarte mult pe subiectul ăsta. Chiar și ieri dimineață s-a râs destul de mult. După ce Ramona s-a auzit să-i spună, doamne Ioana, îmi pare rău că am discutat. Doamna Ioana râdea foarte mult în curte. Da, râdea, dar în hohote. Dar adică când a apărut râs... materialul de ieri, s-a deranjat toată lumea. Dar până să apară materialul, de ce s-a râs pe tema asta? Fiindcă eu am râs. Am și de ce n-a râs doamna Ioana în continuare? Când v-am văzut că vă duceți ca să faceți... Mai mult pe, cu mine am glumit. Adică da. De da, eu nu zic nimic. Când pare normal să glumim... Știți ce am zis și azi de dimineață? Dar dacă era vorba despre fete, cum a fost... Nu, dragile mele, o să facem un tabel cu mărimile de la lingeria noastră. No, hai să nu mai vorbim despre... primul rând, aș vrea să nu mai vorbim despre lingeria intimă la televizor. Hai să înțelegeți cu toții că e o situație care... Am vrut să-i țin Doamna Ioana, doamna Ioana.
este o situație care cred că ar trebui să ne facă pe toți să ne simțim un pic, adică cred că scopul pentru care ați venit cu toții la Mireasa este cu totul altfel. Deja este a treia zi în care vorbim despre această poveste, ar trebui să se termine. Se încetează din cauza mamelor. Doamna Ioana tot râde în hohote după când trec pe lângă ea, tot dă înțepături și eu. Bun, atunci hai, spun așa de față cu toată lumea, să ne oprim un pic din subiectul ăsta cu lenjeria și să totul să trecem la alte lucruri care se întâmplă în casa Mireasa, pentru că altfel o să creadă telespectatorii că cu asta vă ocupați toată ziua. Numărați chiloți, ca să spun pe românești.